Avem marea bucurie și onoare să avem alături de noi prin telefon pentru câteva minute pe cea care anunță cu această ocazie o premieră artistică absolut senzațională, doamna Margareta Păslaru. Seară mâna, doamna Păslaru! Bună seara, bună seara! Vă rog să mă împărtășiți bucuria profesională care urmează în viața dumneavoastră cu promisiunea că săptămâna viitoare, post factum, să ne vedem. Desigur, dacă timpul nu ne presează, cu mare plăcere, mai ales că noi am colaborat foarte bine de-a lungul anilor. Vă mulțumesc. Este vorba despre acest nou album, Cum să te las, este un album de autor și producătorul este casa de discuri Eurostar, așa încât este o primă colaborare cu această casă de discuri. Invităm pe ascultători chiar la locul tragediei, pentru că există acel eveniment lunar, un eveniment lunar la care se întâlnesc toți cei care au suferit de pe urma acelei tragedii, dar acest album are o rază de, prezintă cel puțin, cred eu, o rază de speranță. De ce? Pentru că este dedicat supraviețuitorilor. Toate drepturile de autor vor ajunge la cei care au nevoie de medicamente sau un tratament anume. Așa încât publicul va fi cel care va hotărâ cumva cât putem încasa din vânzarea acestui disc. Prin urmare, unde se desfășoară lansarea aceasta? Chiar la locul acelui club. Colectiv? Colectiv, exact. Perfect. Poftim? Da. Și vreau să vă întreb cine mai participă și cine este pe acest CD, sunteți cine? Nu, cântă? Este disc de autor, este un disc de autor. Numai al dumneavoastră. Un album de autor, da, sunt compoziții proprii, tocmai pentru că am vrut să obținem toate aprobările mai repede. Toate piesele sunt aprobate la Uniunea Compozitorilor, așa încât au fost înregistrate studioul Jolt și Andrei Cherestei. Avem orchestratori tineri, George Popa, Călin Grigoriu, o seamă de personalități care, iată, au fost implicate în înregistrarea acestui album. Prin urmare, la ce oră luni să fie? La orele 18, atunci are loc acel eveniment lunar pe care îl face asociația. Prin urmare, luni la ora 6, în memoria celor care au decedat în acea noapte teribilă pe care am trăit-o, dacă își faceți aminte, chiar împreună, pentru că s-a întâmplat exact când eram în direct și am rămas ore întregi pentru a vedea cu sufletul la gură ce s-a întâmplat. Doamna Margareta Păslaru... De aceasta pentru supraviețuitor, despre asta este vorba, absolut. Să putem strânge niște fonduri pentru medicamente și tratamente și publicul primește în schimb muzica. Muzica dumneavoastră extraordinară. Am ascultat o piesă acum câteva seri, mi se pare, la emisiunea lui Andrei Partoș, o piesă de-a dumneavoastră, o piesă în variantă nouă. Și este maria dumneavoastră inconfundabilă de a cânta și de a compune. Vă mulțumesc. Aceasta, Cum să te las, are versurile regretatului poet Virgil Carianopol și este parcă mănușă pentru acest eveniment, pentru că are un final optimist. Se încheie cu dăm brațul, ne întoarcem amândoi. Doamna Păslaru, cu mare plăcere vă susținem și vom fi alături de dumneavoastră la acest eveniment. Sunt convins, ca de obicei, în tot ceea ce face să fie un succes. Da. Și după eveniment, că vă lăsăm să... pentru că sunteți o tipă foarte tipicară și minuțioasă și vreți ca totul să fie perfect. Așa am și colaborat, de altfel, pentru ca totul să iasă perfect. După aceea vă așteptăm săptămâna viitoare să povestim multe lume, câte lume și este. Să nu uitați că fiecare album vândut alină o suferință. Asta e foarte important să rețineți. Doamna Păslaru, este o onoare, vă mulțumim foarte mult și vă felicităm avan la letră pentru decizia dumneavoastră. Vă aștept. Cu drag. Margareta Păslaru, doamnelor și domnilor.